E un spectacol, e un one-man show care se numește O caut cu lumânarea. E o adaptare personală la povestea lui Ion Creangă, Ivan Turbincă. Și e o adaptare cumva în grai ardelenesc, în care personajul Ivan Turbincă, chiar dacă în poveste el e rus, eu am schimbat și el e ardelean de data asta. Folosesc cum să zic eu, elemente de comedie de la arte, cu mască, cu costum. Tot contextul e sunt ultimele minute din viața lui Ivan. Momente în care încearcă să își convingă publicul să-l ajute, să-l salveze, să-l scape, povestindu-și povestea și interpretând toate personajele din povestea lui, pentru a convinge publicul să-l salveze, care până la urmă nu cred că îl salvează. A, ne-ai dat un spoiler. Sau nu? Da, eu cred că vom veni acolo și vom vedea. E o adaptare modernă, zici tu. Nu e neapărat modernă, e o adaptare. Într-adevăr, poate e diferită, pentru că am folosit elemente de comedia de la arte, elemente care în ziua de azi nu prea mai apar atât de des. E totuși un teatru italian de prin secolul 12-13, cam așa, atunci a avut apogeu și în ziua de azi rar se mai montează spectacole de comedie de la arte. Și atunci am adaptat pe șablonul ăsta. De ce O caut cu lumânarea, Răzvan? De ce O cauți cu lumânarea? Nu știu nici eu. Nu prea știu. Aștept să aflu. Dar m-am gândit că oricum omul în general face asta, O caută cu lumânarea. Adică dacă are drumul lui în viață, plin de obstacole, plin de provocări și aventuri, în momentul în care ele dispar și devine liniștit cumva, are tendința de a căuta în continuare, de a se neliniști în continuare. Nu prea a ajuns într-un moment al existenței lui în care nu prea mai e confortabil cu confortul, ca să zic așa.